China nu mai are controlul Taiwanului de foarte mult timp. După 49... Controlul este al administrației taiwaneze. Este al administrației continuată, administrației naționaliste, cum e tradus în jargon. A fost după 1990 o perioadă de câțiva ani în care Kuomintang-ul, Partidul Kuomintang, cumva precursorul naționaliștilor, au deținut controlul la Taiwan, dar la Taipei, dar pentru o foarte puțină perioadă. Mm-hmm. Și care este, care ar fi soluția? Soluția este pe termen lung. Pentru că China... se tot vorbește că următorul război are drept miză Taiwanul. Nu sunt deloc de acord cu asta. De ce? Pentru că Beijingul nu este absolut deloc interesat de un conflict și mesajul cu citat, cu ghilimele, este chinezii nu se vor bate niciodată între ei. Bun, și care ar fi soluția ca Taiwanul pentru... face parte din Republica Populară Chineză, da? Da. Și care e soluția diplomatică sau de altă natură, dacă nu există o cale militară și chinezii nu se vor bate ceată între ei, pentru că să nu mai există problema Taiwan. Am să vă răspund cu o butadă. În China nu există timp și nu există preț pentru viața individuală. Există viața comunității, există binele comunității, există armonia comunității. Asta ce înseamnă, pe înțelesul tuturor? China nu își propune un timp, o dată, anume, pentru readucerea la patria mamă a Taiwanului. Readucerea administrativă. Da, da. Nu. Adică există, nu este un timp odată. China are timp. Ceea ce... un proverb chinezesc pe care mi l-a zis la un moment dat Adrian Stase. Apropo de asta, nu știu, dar nu mai știu în ce context, dar e un proverb excepțional. Zice, e suficient să stai pe malul apei, pe malul râului și să ai răbdare, să vezi cum toți banii tăi curg morți la plutin la vale. Cam pe undeva seamănă ideea de timp, de spațiu. Asta e pentru o națiune, mă rog, civilizație până la urmă. Și o națiune care are un miliard și... un miliard 400 de milioane, de vreo câteva săptămâni India a depășit nivel numeric, dar diferențele economice sunt net favorabile Chinei. Ce vreau să mai spun legat de Taiwan, contactul economic, schimburile economice între insula Taiwan și zona continentală și mai ales coasta de est a Chinei sunt înfloritoare. Prin urmare, prima eroare majoră a Taipeiului stimulat de America, de Statele Unite ale Americii în principal, prima eroare va fi cu efect în zona economică. Chinezii din Taiwan... Ai fost vreodată în Taiwan, nu? Nu, nu, dar am prieteni de la medici și profesori universitari. Majoritatea născuți în Taiwan, a Taipei, cu studii în America și care lucrează la Beijing sau în zona continentală. Se vorbește limba chineză, bănesc. Bineînțeles, da, 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 da. Păi și interesul americanilor care e? Cu Taiwanul. Interesul americanilor, dincolo de obsesia istorică de a controla totul, da, este acela de a încerca să, așa cum spun chinezii, da, de a limita pe cât posibil, de a reduce viteza de dezvoltare a Chinei. Ori nu prin poate... ce? Păi economic. Ce legătură? A, păi, chinezii prin Taiwan investesc... sau ce? Nu prin Taiwan, pentru că Taiwanul nu poate să fie o piedică economică. Nu, pentru... care e problema americanilor cu Taiwanul? În sensul că dau armament și așa mai departe. De este ca o paralelă, deși nu au nici cel mai mic contact pe absolut niciun nivel. Este același argument pentru care americanii au furnizat și au infectat Ucraina cu armament. Păi nu, aici măcar sunt rușii, e un conflict până la urmă și așa mai puteți departe. Puteți face o paralelă forțată și cu ghilimele de rigoare aberante între Rusia, China, Ucraina, Taiwan. Ceea ce nu se înțelege, din punctul meu de vedere, din păcate nici la Bruxelles în ultima perioadă, este că în timp ce americanii vin să ne spună nouă cum să ne punem inclusiv mobila în casă, chinezii nu acceptă asta nici măcar la nivel de imaginație. Nu la din nivel de discuție. Ori, din păcate, Uniunea Europeană a acceptat ca America să spună cum să-și aranjeze relațiile interne, inclusiv pe relația cu Rusia. Relația economică cu Rusia, Uniunea Europeană, a fost prosperă, relația economică, Uniunea Europeană, China, este prosperă. Eu nu cred că Uniunea Europeană își poate permite luxul
de a fractura de dragul Americii și de dragul obsesiilor americane de a fractura relația cu China. Bun, dar mesajele pe care le-a dat comisarul european Ursula von der Leyen arată că nu vrea, cel puțin la nivelul ăsta, direct Uniunea Europeană, China să continue. Aș merge chiar mai departe. Relativ recent, acum, cred că o săptămână, două, un alt reprezentant pentru politică externă, domnul Borrell, a făcut o declarație care pe mine m-a făcut să cred că ori era băut, ori era drogat. În momentul în care a spus că țările Uniunii Europene trebuie să trimită nave de război în sâmbătoarea Taiwan. Adică în momentul în care faci o astfel de declarație, eu stau să mă gândesc și eu repet formula asta, dacă de nu ce cumva... Ce nave de război să trimită? Europa nu se poate apăra pe ea, Uniunea Europeană. Nu știu dacă cumva Uniunea Europeană este capabilă să înțeleagă la modul corect, să evalueze corect ce înseamnă China astăzi. La nivel, nu militar, la nivelul determinării, la nivelul conștiinței de sine. Poporul chinez, după ce a trecut, așa cum numesc ei în istorie, cei 100 de ani de umilință, în care a fost China de acum 100 de ani este România de astăzi, în care poporul român nu își mai controlează teritoriul, administrația, economicul, politicul, viitorul, pe scurt. Și atunci chinezii au în permanent... Suta de ani care a fost de când până când? De la primul război al opiului, în a doua jumătate a secolului 19, până după al doilea război mondial, în care Japonia, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Franța au făcut dominioane. Pe teritoriul Chinei. Da. Macao, Hong Kong... 1850-1948. 49 până și-au declarat, proclamat Republica Populară Chineză. Bun, mai departe, că e interesant și în momentul în care vedeți perspectiva conștiinței chineze. În momentul în care și-au propus recuperarea, cum spun ei, întoarcerea la patria mamă a Hong Kong, Macao, pe modelul politicii o țară, două sisteme, asta ce însemnând? Suntem chinezi, dar vă lăsăm să vă autoadministrați. Să aveți sistemul pe care l-ați avut până acum. Asta s-a întâmplat și cu Hong Kongul și cu Macao, nu? În principiu. Dacă vă aduceți aminte, până acum 4-5 ani, înainte cu un an, doi de declanșarea pandemiei, la Hong Kong erau așa numitele revoluții, revoluția umbrelelor. O să vă invit și o să-i rog pe cei care urmăresc să caute imagini din Hong Kong cu Revoluția Umbrelelor, să vadă acea strategie aplicată astăzi în Germania și în Franța în timpul conflictelor de stradă. În momentul în care China a asistat absolut orice contact, orice posibilitate de finanțare financiară din exterior spre Hong Kong a mișcărilor, s-au potolit mișcările. Nu ca urmare a unor valuri de alestări, nu ca urmare a unei represiuni sau ceva de genul ăsta. Nu a existat așa ceva. În presa occidentală și preluată și din România, da, au existat niște represiuni, teroare, dictatură, nenorociri, dezmăți. Nu, n-a fost așa ceva. Bun, ne întoarcem la conștiința. Deci China, după 100 de ani de umilință, nu? Acesta este termenul folosit de ei. Teritoriile întoarse la patria mamă, eliminarea acelor zone în care erau controlate de puteri occidentale și... Reconstrucția într-un ritm accelerat în care guvernul central de la Beijing finanțează proiecte de dezvoltare pe absolut toate planurile și ce interesează pe orice om. Sănătate, educație, hrană și siguranță. Toate acestea sunt, dacă vreți, religie în China. Autoritatea nu o vezi așa cum... Pe mine, ce mă șochează de când sunt de 4 săptămâni în România, agresivitatea prezenței autorității la nivel de zgomot. Eu nu înțeleg de ce noaptea, când nu sunt mașini pe stradă, mașinile de poliție merg cu sirena pornită, de ce salvările merg cu sirena pornită. Înțeleg ziua că trebuie să-și facă loc în traficul aglomerat. În China noaptea, nu există asta. În 13 ani jumate de China, eu n-am auzit atâtea sirene cât am auzit de 4 săptămâni. Este o agresivitate pe care înțeleg că este continuată din perioada de pandemie, când nimeni nu avea voie pe stradă în România, dar ei făceau demonstrații prostești. Lucrurile acestea în China
nu sunt permise prin lege. Abuzul de stres social este prevăzut în lege, nu ai voie să faci așa ceva. Dar acel control despre care se vorbește cu camere... Există. Există supraveghere 5G pe străzi, dar este folosit în scopul unei temperări a posibilelor derapaje. Nu există... Aș face o comparație și poate fi acceptată, poate nu fi acceptată. Atunci când faci un abuz sau când încalci legea în China, ești sancționat imediat. Nu se acumulează un istoric pentru a folosi atunci când ne convine. Am înțeles. Adică automat, în momentul ăla... Ai făcut o sancțiune. Să nu se înțeleagă că pentru orice hârtie aruncată pe jos sau pentru trecut pe roșu, nu există așa ceva. Nu există polițai la semafoare. Atunci când se fac filtre, se anunță, sunt poliție masivă în zonele de filtre, noi, poți să fii președintele Chinei sau ultimul om născut în China azi, dacă ai încălcat legea, ai consumat alcool sau substanțe sau absolut orice, ești trecut pe dreapta și treci pe firul legii. Nu există, cum să spun, e un scenariu. Noi acumulăm, sentimentul meu este că de foarte mulți ani în România, atunci când persoane publice, politicieni, oameni de afaceri încearcă să se dezvolte, se caută o mică breșă în viața omului. Și atunci îl distrugem. Nu vezi așa ceva în China? Acolo nu există. Nu există așa ceva. Dar există și...